Suntem tot mai puțini. Doar anul trecut, populația a scăzut cu peste 66.700 de locuitori din cauza declinului demografic. Potrivit unei analize a Institutului Național de Statistică, dacă în urmă cu 2 ani sporul natural negativ a fost de aproape 60.700 de persoane, anul trecut sporul natural negativ a crescut cu 10%. În decembrie 2016, diferența dintre numărul de decese și numărul de nașteri a fost de circa 9.780, reprezentând sporul natural negativ. Un an mai devreme, în decembrie 2015, sporul natural negativ a fost mai mic, respectiv de minus 6.776 de persoane. În total, anul trecut în România s-au născut aproape 189.800 de copii, 11.240 mai puțin față de anul anterior, în timp ce numărul deceselor a scăzut cu 5.196 la circa 256.500, informează INESE. În întregul an 2016, în România au murit 1.381 de copii, copii cu vârsta sub un an, comparativ cu 1503 în urmă cu doi ani. Potrivit statisticilor internaționale, România are cea mai mare rată a mortalității infantile din Uniunea Europeană. Experții atrag atenția că declinul demografic al țării noastre ar putea crește pe parcursul deceniilor următoare. Organizația Națiunilor Unite estimează într-un raport publicat în vara anului trecut că populația României va ajunge la 14.500.000 de locuitori în anul 2050.